pregătitoare, guvernul va analiza un memorandum înaintat de Ministerul Economiei, care practic prevede două lucruri importante. Primul dintre acestea se referă la, practic, societatea este pregătită pentru privatizare și atunci se au în vedere doi pași, spun eu, foarte importanți. Primul dintre acești pași este că acest memorandum propune derogarea cu prumin de la prevederile ordonanței de guvern numărul 64, care prevede că 85% din dividende merg la Ministerul Finanțelor și 15% din dividende rămân la nivelul societății pentru a fi făcute investiții. Prin memorandum se propune ca nivelul dividendelor plătite către Ministerul de Finanțe să fie de 50%, iar 50% să rămână la companie pentru partea de investiții. Dacă acest lucru va fi acceptat, putem spera în sume considerabile pentru partea de investiții și de retehnologizare. O altă măsură pe care o propune acest memorandum este ca societatea cu prumii să fie derogată de la plata taxei de drum inclusă în prețul motorinei. În prezent, Cuprumin folosește lunar circa 110 tone de motorină pentru exploatarea cuprului la Roșia Poieni. Dacă cele două lucruri cuprinse în memorandum, cei doi pași, vor fi acceptați de guvern, asta înseamnă că cei de la Cuprumin vor avea sume importante pentru partea de obținere a acordului de mediu pe anul 2013. Pentru că dumneavoastră știți, aici era o problemă din punct de vedere al investitorilor, că ei nu aveau avizul de mediu, iar cu acești bani economisiți din cele două măsuri se poate obține avizul de mediu pe 2013 și garantat societatea se va bucura de o reală curiozitate printre investitori. Iar a doua chestiune este că economia de bani poate duce rapid la retehnologizare și la noi investiții, ceea ce automat înseamnă și noi locuri de muncă, pentru că în momentul în care dorești să extinzi perimetrul de exploatare a carierei, ai nevoie de mașini mai multe, ai nevoie de oameni mai mulți și lucrurile, din punctul nostru de vedere, pot fi deblocate, iar Cupruminul va avea atât autorizație de mediu, cât și parte de retehnologizare și investiții. Ultimul subiect pe care